Salut, te-am regăsit la un episod de un nou vlog. În acest clip vom livra niște colecții, avem aici în spate. Am asta e mașina de la job, zic că e destul de bună. Prima dată vom livra niște cauciucuri, așa numesc Johnny. Semnalizăm iarăși. Am mai mers pe aici, n-am mai postat cu ce, da. Oh, n-am mai avut timp și chestia mea mai pe aici. Canal setting. Nu, nu pe mama, am uitat altundeva să-i stau spatele. Poliție, trebuie să nu pot. Așa. Uite, v-am zis, nu cred că v-am zis, că deja am început vlogul. Mașina să are vreo piste 100 de cai mai mult decât mașina mea, deci o să fie un pic mai greu de controlat. Să parcăm un pic aici și vom da coletul. Un colet foarte bun cu cauciucuri, niște cauciucuri foarte bune, calitate. Care da, merge destul de bune, sunt de iarnă, chiar dacă încă nu iarnă, poate prea cineva cauciucuri, da. Da, și asta a fost nevrarea. Mai să ieșim pe aici. Nu știu, da. Hai să iar. Da, și special la mașina asta e manuală. Automată, dar noi am găsit schimbătorul și gen când îi dau, asta când îi dau gen în față pe pedală, nu știu ce va merge. Nu am găsit uite, puteți să uitați. N-are schimbător. Unde e schimbătorul? Și asta e ciudat. Da, o să întreb pe la Johnny. Cine are schimbător? Ai, fix poliția. Da, oricum. Ne. Încă mă bine că n-am dat. Și... nu s-au oare ce? A, turbo bucă. Hai să intrăm pe aici. Hai să la turbo bucă să intrăm Johnny. Să livrăm ceva. Să livrăm. Noi intrăm pe aici. Sper să mai are. Nu mai cred că are de la din intrare. Are doar în față de intrare. Are și în față? Are și în față. Uite, are. Hai. Prioritate. Stai că stau prioritate. Hai, da. Să spar ceva. Am auzit că să spar ceva. Vedem după aia. Sper să nu se sparge cauciucul. Doar vă vor. E poliție pe aici. Lasă, lasă mă poliție, că e să... Lasă un pic, lasă. Nu mai merge poliția! Ok. Da, nu știu ce era, cred că mi se ia poliția. Da, venim noi. Turbo Burger, când au depozitul? Mergem pe trestru, okay. Da, prin spate avea depozită, de ce să ne întoarcem? Bine că e mașină de off-road și poți să duci de prin borduri, asta îmi place, că la, dacă eu o să prin voată să stai ceva dubiță, da, ok, ce e dubiță? Da, de ce poli să faci? Da, hai să scoatem coletul și revenim când lucem. Deja am dus destul de bine. Da. Deci aveau niște chestii gen tip făcut burger și chestii, da. Hai să ieșim de aici. Dar sub, da, nu știu ce, dar de fiecare dată eu am văzut că n-am închis motorul. Și cu poliția stă aici, nu știu ce stă aici. Cred că ăla cu vișu. Ala, tot ce mașina aia. S-a blocat acolo. Cred că nu mai are benzină. Cred că. Dacă s-a blocat acolo. Da, mai avem două livrări în ziua de azi. Poate să mai vină vloguri în care mergem, dar ar deveni plictisitor doar să mergem, să facem livrări. Și o să mai venim niște update-uri cu care mergem. O să fac eu niște oameni și o să facem niște vloguri în care ne tunăm mașina. Ok.
chestii. Vreau să-i pun, neapărat vreau să-i pun stage 1. Aș pune stage 1 sau un stage 2. Eu dacă suportă, o să-i întrebăm la joc, el și mai bine. Rapim. Cam s-a dus front bumper-ul, dacă era un pic mai mare. De ce părți aia așa de rapid? Nu știu de ce. Uite aici. Până două, ce asta din ăla? Să mă oprim aici, aici, așa. Cum opresc eu pe aici? Că aici trebuie să duc. Mă parchez aici. Nu. Mă pun pe avarii, dar nu mă pun pe bordură. Mă pun pe bordură, dar mai pus pe bordură. Parchează-te, parchează. Ok, hai să mergem să facem colete și ieri vin eu cu... fugi mașina, fugi, fugi! Stai că... Nu, că am fugit mașina. Ia simt o curnă asta. E ok că l-am oprit-o. Da, da. Și da, venim. Stai să parchez din nou că... Hai, o parchez aici. De unde am plecat, de aici. Și hai că revenim când mergem cu colegul. E gata, am mers înapoi. Nu știu de ce eu fugi mașina acolo. Cred că am uitat să-i pun frâna din mână. Sau unde-i frâna din mână prima dată? Unde-i frâna din mână? Că nu văd niciun buton pe aici. Cine la mașina aia mă trec cu frâna din mână. E buton. Cred că vreau. Unde-i frâna din mână? O să încep lui Johnny. Mergi. Asta e că e important motor. Hai să facem pe aici un drift. Mergem să ne-am cauciucuri nou. V-am zis că are multă putere. Ce drift, stop. Da, drift, puneam pe cu frâna din mână. Frâna din mână, dar nu știu unde e frâna din mână. Eu nu frână... I-am zis cu frâna din mână, dar nu i-am dat cu frâna din mână. Dar unde e frâna din mână prima dată? Vezi, o frâna din mână, buton. Nu văd, o să zice după avans de 1000 de ori, dar o să zice cu Johnny pe acolo. Ce iară. Și... Johnny a zis, stai, pe unde? Johnny nu mi-a zis ultima, stai că, stai să mă opresc un pic aici, a? Și eu să-i trimit un mesaj. Mă opresc un pic aici. Deci el zice la magazinul ăsta. Adică magazin, stai. Ok, am la un magazin de asta care am fost și... Stai că e răspușit. Și este primul magazin care am fost noi ăla. Dar nu mi-a zis ce mai, că dacă nu mergeam acolo din prima dată... Avem un colet acolo de ceva mâncare, chestii. Magazin, că e ceva food mart. Deci, da, alimentare, chestii. Așa, hai să așa. Da. Nu autori, stai că este pe aici. Aici am fost prima dată noi. Deci nu, da, nu mai mulți. Oricum nu era nimeni. Și aici zicea, de magazinul ăsta, uite, canal de Food Mart, o Chocoba, cold drinks, ATM și cold drinks. Da, nu știu ce avem. Hai că o să revenim când o să aducem asta coletul. Da, revenim. Ok, Johnny a zis, să ducem mașina înapoi și cam atât e cu vlogul ăsta. Dacă așa o să mai vă arăt și cum merge mașina, vă arăt că i-am făcut niște upgrade-uri, i-am pus ceva nou acolo și da, ne-am pus o evacuare. Știu că evacuarea care i-am pus-o s-a stricat, nu așa, dar era din un poc nici ceva, nu era bună, eu nu știu de asta. Că a zis că când am mers să pun front bumper-ul și rear bumper-ul ăsta, a zis că o pun de evacuare și pe... sau ceva, nu știu ce a zis. Dar hai să arăt, deci lăsăm așa, Johnny nu e aici, e pe altundeva, dar hai să luăm așa înapoi. Stai că nu era asta. Și am făcut interiorul așa, arată foarte frumos. Hai să spunem un pic. Și am pus un volan de ăsta sport. După când am făcut interiorul l-am făcut mai de mult.
Da, ok. Cum doar cum merge aici? Ah, și pe aici. A, dar pământ, dar nu mergem pământ, că pe rămân pe aici. Dacă mașina e destul de ok pentru off-road. Să vedeți pe acolo că iese un pic, trebuie să punem side skirts un pic. O să mergem, poate în următorul vlog, să mergem pe la Joe, să ne facă. Da, acum e ok. Aveți manualul nostru, nu-mi place. Acum măcar mai avem. Măcar mai avem asta de asta, la da, nici măcar nici măcar frâna de mână nu aveam, deci hai să văd un pic cum mergem. Nu avem foarte multă putere dacă ne dai zi. Ia, cred că așa am luat capacul. Se rezolvă capacul, dar dacă săria bumperul, era gata, direct, i-am dat în bordură. Capac de capac. O să-i schimb jantele, deci e bine că o să-i capacul ăla. Poate în următorul vlog o să mergem să... Hai acum. Chiar să mergem aici. Poate o să întrebăm dacă ne repară și nouă să ne punem niște jante, că Joe n-avea pe acolo jante. Și da. Da, o să vedem noi, deci ia să vedem un pic. Deci, așa. Deci, da, au zis că așa, dar hai să vedem. O să ne dai niște asta. Ia să vedem cum arată asta. Nu arată, cred că destul de bine. Da, e ok. E cu asta. Da. Dar cred că merge bine pe masă, ca sau ceva de genul ăsta. Astea sunt frumoase. Nu zic că sunt frumoase gen... Nu zic că sunt gen... frumoase, dar sunt frumoase așa. Sunt frumoase pentru mașină. O să le lăsăm pe asta și o să vedem noi o să vedem noi poate o să mai sunăm, dar asta o să sună până acum. Sau nu, o să li lăsăm. Zice că are și pe versiune gold. Ia să-mi cum arată versiune. Da, nu e gold, dar... Eu vreau pe versiune gen normală, pe black de asta. Da, așa arată mai bine. Și cam asta a fost. Hai să ne intrăm înapoi și o să plătim și noi. Hai că revenim când plătim. Ok, am revenit și noi când plătim... Am plătit tot felul de ieftin și mi-a pus și cauciucurile astea foarte frumoase. Eu ziceau că sunt de raliu, dar nu știu acum. Nu vreau să fac mașina asta de raliu, dar chiar poate mi-a pe copilul un raliu, dar trebuie să conduc bine și eu nu conduc bine, cred că o să mă duc, o să mă răstorc mașina și pe direct dau unul de vreo 100, nu, de 10.000 de euro să mi-o repar și eu n-am banii aia. Deci, da. Acum, da, sper să v-a plăcut vlogul ăsta. I-am fost Dodge și da, eu acum o să mă duc acasă. Vedem noi ce mai facem în următorul vlog. Batit din nou un pic mașina. Mergem pe la Joe. Că Joe știi foarte bine să repare. Mi-am pus aici că Joe n-are roți. Că dacă avea roți, îmi punea. Hai, i-am fost Dodge pe-a.